Deja este cunoscut faptul, fiindcă deja a avut o știre sau o investigație, nici nu știu cum să o numesc, de către publică TV. V-am invitat să vă anunțăm că coaliția care se află la putere, în primul rând Vlad Filat, fiindcă poliția aparține Ministerului de Interne și Ministerul de Interne aparține PLD-ului, de cum un acord cu procuratora care aparține lui Placadniuc, au hotărât să intimideze Partidul Liberal ca concurent în această campanie electorală. Lucruri cunoscute la noi, tehnologii vechi, oameni noi, în perioada sovietică. Și nu v-am fi invitat, fiindcă aceste percheziții au loc deja de mai mult timp. Mă rog, cum spun ei, că nu are nimic politic, dar să ajungi până la ceea că îți faci percheziții în casa surorii mele, mama lui Dorin Chirtoacă, deja e mărșav de tot. Cu atât mai mult că juridic argumentul adus de ei nu are nimic comun absolut și nu are nicio probă juridică pentru a face această percheziție. Motivul este că firma Anda a avut o tranzacție bancară cu Aldora, iar Aldora, Cica, a avut o tranzacție bancară cu Maximize, iar Maximize ar fi avut relații cu firme fantome. Evaziuni fiscale. Eu nu sunt doar polițian, eu sunt specialist în domeniul dreptului de o viață. Am ani de jurist, am ani de judecător, am ani de avocat și cunosc foarte bine codul de procedură penal și ce înseamnă a face o percheziție. Când și cum și în baza aceea. Reșind din această închiere a judecătorului, constatăm că dosarul penal a fost deschis la 3 aprilie 2014. Acum ce lună e? Noiembrie. Purtătorul de cuvânt a Comisariatul General de Poliție a spus că de o lună în urmă. Iată și dovadă că este o acțiune politică de intimidare a Partidului Liberal ca concurent electoral. Pentru că dacă dosarul este deschis la 3 aprilie, eu cred că au avut timp de ajuns să verifice dacă această firmă a avut tranzacție cu firma care a spălat sau bani sau ce a făcut acolo. Din aprilie. Fapt că au lăsat anume în această perioadă, în timp campanii electorale, în noiembrie, cu atât mai mult, mai aproape 30 noiembrie, nu în octombrie când a început campanii electorale, dar spre la mijlocul de campanie, demonstrează că este o acțiune politică dirijată de Vlad Filat. Acest om, care nu înțeleg de ce procuratura noastră ține dosarele în safeu, ce țin de bancă de economii, de trafic de influență, vă amintiți că ele au fost anunțate, aceste dosare penale existente și multe altele. Evaziunile fiscale
se spune în încheiere aici, în documente, că a avut loc în anii 2009-2013. Dosarul la 3 aprilie 2014. Aprilie, mai, iuni, iuli, august, septembrie, octombrie. 7 luni. 7 luni. Cât îi să verifici? Dar cel mai important, știi ce trebuie ea să verifici aici? Dacă este un document financiar care demonstrează tranzacția comercială, adică dispoziția de plată. Eu ți-am dat marfă, tu ai plătit, sau invers. Sau totul fictiv. Sau totul fictiv. Nici procurorul, nici judecătorul nu verifică acest lucru. Pur și simplu fac o schemă. Motiv, a șaptea firmă, vreau zic așa, vreau zic cum am spus eu. Cic, 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 cic. Fără argumente juridice. Cu încălcare gravă a prevederilor codului procedură penală. Și atunci întrebăm. Este un dosar așa cum vreau zic ca și cu toată lumea? Un dosar penal. Nu se verifică niște lucruri. Sau este o acțiune politică? La sigur este o acțiune politică de intimidare a Partidului Liberal. Fiindcă Dorin Chirtoacă este prim vicepreședinte, este primar general, este ruda mea, eu sunt președintele Partidului Liberal. Auzi, fraților, filăsăi și Placădniucu, eu vă aștept și la mine acasă. Hai, veniți! Al de Vlăduț, care a spus mâna putere în Republica Moldova, noi a luptat comuniștii, dar voi ați luat puterea și demonstrați că sunteți și mai fariseiști decât comuniști. Veniți la mine acasă, cu rămas mine să mă mai verificați. Și vreți guvernare democratică? Asta înseamnă guvernare democratică? Nici pe timpul guvernării comuniste n-a fost intimidată lumea așa cum intimidată în perioada acestor ani de guvernare democratică, pro-europeană. Și vreau să vin cu niște reproșuri celor care reprezintă Uniunea Europeană la noi aici. Pentru că toate lucrurile le văd și le cunosc. Și permit. Și admit și închid gura și tac și închid ochii la tot ce aici se întâmplă la noi în Republică. Lumea de afaceri sfocată nu poate activa liber, peste tot corupție, contrabandă și nimeni nu vede nimic. Au găsit Partidul Liberal, cel care este contrabandist, cel mai rău partid. Că lucrurile stau invers. Fapt demonstrat prin faptul că noi am fost excluși la guvernare. Iată, poftim, încă o dovadă de ce am fost excluși la guvernare. Încă o dovadă în plus că scopul acestor de la putere a fost și este și rămâne să distrugă Partidul Liberal. Partid care le încurcă din punct de vedere financiar lor și din punct de vedere politic Federației Ruse. Dar degeaba, în zadar. Școala lor este una mârșă și murdară. Politica partidului este una corectă, cinstită și pentru oameni. Și atunci întrebăm. Multă lume întreabă. Domnul președinte, cum vedeți viitoarea coaliției, guvernare, ca să luăm cursul european? Stimați cetățeni, întrebați-i pe aceștia doi care au venit și folosesc votul dumneavoastră, cauza europeană și totul, pentru a menține și a controla tot ce se mișcă în Republica aceasta. Dacă dorim libertate, dreptate, bunăstare, atunci trebuie măturați pe arena politică. Toți acești care au venit în politică pentru a intimida lumea, pentru a fura lumea și pentru a se îmbogăți. Aceasta e singura soluție.
Cel mai important vreau să vă spun. N-au găsit nimic. O percheziție se face atunci când ai 99% de probă. Această percheziție și-au mai făcut și altele. Tot n-au găsit nimic. Demonstrează încă o dată intimidarea Partidului Liberal. Intimidarea părinților. Dar pe mine nu. Nu. Eu de ăștia am întâlnit în viața mea din 88 încoace. În zadar. În zadar. Și vreau să închei cu următoarele cuvinte. Promit că în Republica Moldova o să vină ziua în care să funcționeze legea. Și oamenii cinstiți o să-și cate de viață, dar cei care cred că legea le aparține lor și ei sunt legea, o să răspundă pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai devreme sau mai târziu. Așa cum se întâmplă și în alte state. Aceasta nu înseamnă democrație. Că dacă ministerul e meu, că dacă ministrul vrea zic că l-am pus eu, înseamnă că eu fac ce vreau în Republica asta. Nu voi sunteți legea. Cine sapă groapa altuia, ce face? Nimerește în ea. Bună dimineața, națiune. Mulțumesc. Dacă o să-mi permiteți, o să fac câteva precizări de natură tehnică care va demonstra cu prisosință că aceste acțiuni care s-au întreprins astăzi, dar și în lunile premergătoare, sunt nimic altceva decât acțiuni determinate și orchestrate în vederea intimidării și, dacă vreți, încercări de a compromite Partidul Liberal în ajunul alegerilor din 30 noiembrie. Pentru ca să reușească acest lucru, trebuia să sântească cât mai mult în persoane care sunt reprezentativi pentru Partidul Liberal. Formula și legenda simplificată arată în felul următor. Există o companie de publicitate unde activează domnul Lucian Chirtoacă, fratele primarului general, iar această companie a avut activitate cu altă companie, compania aceea relații cu altă companie, Maximize, a treia, și atât tocmai aceea, Maximize, compania aceea, au avut relații cu o firmă care dă de bănuit. Din lanțul acesta, ultima care este cu probleme, până în ziua de astăzi nu a avut percheziții, nu a avut controle și nimeni nu-i deranjează, pentru că nu asta era ținta. Ținta, de fapt, era mult mai sus. În Republica Moldova afacerile sunt atât de înguste și atât de mic mediul de afaceri, încât fiecare două, trei firme au relații între ele și nu trebuie să existe lanțul ăsta mult mai mare. Desigur că ținta nu era nici Lucian Chirtoacă, era Dorin Chirtoacă și respectiv Mihai Ghimpu. Dar demonstrația cea mai elocventă este că nici astăzi, nici în alte date nu s-a găsit absolut nimic, pentru că nu există nimic la mijloc. Dar nici asta nu era ținta, pentru că știu foarte exact că este totul în regulă. Dar având în vedere că cetățenii de Republica Moldova, sau așa avem noi un fel de duș și spune după aia că nu ai fată, da? Duș și spune după aia că la tine nu-i tot în regulă. Pentru cetățeanul zic, dacă a fost, înseamnă că voi aveți anumite probleme și probabil asta și era suficient pentru ei în campanie electorală. Este desigur josnic acest comportament al foștilor colegi de alianță care au comandat aceste acțiuni, dar vreau să vă zic că aceasta nu descurajează Partidul Liberal și noi nu o să le răspundem cu aceeași monetă, pentru că, indiferent de presiunile pe care le vor face, pentru noi primează legea. Dar, din păcate, aceste acțiuni
compromit statul de drept și sensul democrației. Pentru că noi vedem în fiecare zi la televizor cum anumite partide politice de pe stânga vin cu saci de bani aduși de la Moscova și instituțiile statului, în loc să vegheze ca acești bani murdari să nu ajungă în Republica Moldova, distorsionând astfel cursul european al Republicii Moldova, ei de fapt luptă cu noi. Nu încearcă să aplice legea acolo unde există lucruri elocvente și unde se luptă împotriva statalității Republicii Moldova și existenței acestui stat și cursului lui normal, dar să luptă cu Partidul Liberal. Probabil noi, fiind o formulă care nici într-un caz nu vom putea face compromis între ilegalitate și dorința lor de a perpetua aceste acțiuni. Noi le solicităm acestor foști colegi de alianță să asigure independența acestor instituții, să lasă să funcționeze legea și acum chiar au obligația proactivă ca până la sfârșitul campaniei electorale sau cât mai repede aceste instituții care au pornit această acțiune să vină și să confirme în mod public că s-a făcut o încercare, dar nu s-a găsit absolut nimic, totul este în regulă, să nu lasă în expectativă acest proces dând de bănuit. Noi le solicităm să facă acest lucru, altfel ne rezervăm dreptul să folosim toate instrumentele legale pentru ca să dovedim că nu există absolut nicio implicație politică din partea Partidului Liberal în acest sens. Mulțumesc! Eu aș vrea să vă rog să contactați firma Maxi Mais, da? Așa corect se numește. Da. Și să vedeți dacă au făcut perchiziții la ei. De acolo trebuie să începi. Dacă firma aceea are evaziuni fiscale sau spăla bani, înseamnă că de acolo trebuie să începi. Și dacă ai găsit acolo documente care confirmă relații comerciale cu X, Y, te duci la ceilalți. Dar nu începi de la șaptea roată căruță. Iată, încă o dovadă în plus, acțiune politică. În ceea ce comenta, ceea ce spunea purtător de cuvânt a Departamentului de Poliție, sau cum se numește el, că chipurile Dorin Chirtoac figurează la început, a spus, în dosarul penal. Urmă mai târziu spune că nu, că Dorin Chirtoac nu figurează în dosarul penal. Și nu sunt întreprinderi municipale. Și nu sunt întreprinderi municipale. Ce private. Ci private. Vedeți? Speculații. Nu știa ce spune săracul. Când avea argumente. Eu cred că cetățenii sunt capabili să separe grâu din ghină și vor face acest lucru la 30 noiembrie și noi mergem liber, liniștiți, în campanie pentru a duce la bun sfârșit schimbarea în Republica Moldova. Dar schimbarea în Republica Moldova înseamnă omul și lege, prioritate. Societății democratice. Mulțumesc întrebări. Și, printre altele, iată, eu am aici încheierea, v-am vorbit nu din pod sau din tavan, am citit, asta e profesia mea, citești printre rânduri, tot absolut. Apă chioară. Sau apă în care spală alte vlăduțe. Poftim întrebări. Da, nu vreau să spun cuvântul ăsta. Dacă vor acține parlament aceleași partide, o să faceți sau nu coaliție? Noi existăm ca partid și activăm, cum am spus, prin schimbarea lucrurilor în Republica Moldova. Depinde de votul cetățenilor. Ei decid cine să guverneze. Un partid, trei partide, care partide. Și vom ține cont de aceasta. Dar partidul X sau Y are mai mulți oameni. Și aici rămâne prioritatea noastră, să vedem noi, cu X, Y în frunte sau cu Z și așa mai departe. Noi nu vom admite și nu vom participa la o guvernare cu oameni corupți, cu oameni pro-Rusia, care promovează politica Federației Rusiei,
care ne intimidează pe noi și ne sperie că dacă vom exclude neutralitatea sau nu știu ce, vreau zic că se va repeta situația din Ucraina. Vom face așa încât cu adevărat cetățenii se simtă valorile democratice. Și toți acei care n-au nimic cu aceste valori, n-au și să așeze cu noi la masă. Și noi nu ne-am așezat cu ei la masă. Și vom cere ca toate dosarele penale care le-a anunțat Plăcădniuc prin televiziunile sale, a luptat atunci pe Pșaru și cu contrabandistul, să fie dus la bun sfârșit, să le vedem pe masa judecătorului. Că acolo, într-adevăr, este component. Este infracțiune. Toată lumea a auzit cum Filat a vorbit la telefon. Asta înseamnă, din punct de vedere a codului penal, trafic de influență. Eu vreau să văd acest dosar. Și urmă să discutăm noi. Și multe altele sunt acolo. Dar ce credeți despre ultimul sondaj care arată că sunteți în extremere? Nu este adevărat. Astea sunt sondaje trucate. Niciun sondaj nu speculați, niciun sondaj niciodată nu arătați scădere pentru Partidul Liberal. Fiți, vă rog frumos, foarte atenți atunci. Nu este adevărat. Ce procentajul spun? Partidului Liberal este în creștere. Care patru? Există un sondaj care, într-adevăr, demonstrează că suntem... Este vorba de propriul nostru rezultat. Nu puteați ce spune fapt. Ce spune sondajul ăla? Dumneavoastră mai sunteți pe loc 4 de Partidul Renato Usat. Dar cine să știe? Dar cine să știm? Cine recunoaște pe dânsul? Noi avem oameni, din păcate, și eu am văzut astfel de oameni din 95 încoace, cu oamenii prima dată în Parlament, care caută numai să manipuleze, să folosească și să ia de unde delicate. Dacă au văzut că nu e mers în altă parte, ca economist, ca geograf, ca ziarist, găsește un locșor, ori de blogger, ori de ce mai sunt pe ăștia care... Care își rod limbi. Care joc. Sau fac de astea firme, oricum se merge, organizații de sondaj. Cine recunoaște pe cei ăștia? Sociologi și traumatologi? Ha? Cine sunt ei? În toate sondajele care au fost făcute de aceste organizații cunoscute, Partidul Liberal are un procent bun. Noi avem sondaje interne. Suntem foarte liniștiți. Partidul Liberal nu are dependență din numărul total alegătorul sau din cei care participă la vot. Din cei care participă la vot, Partidul Liberal are 12,8. Și ați văzut că noi suntem foarte liniștiți în privința asta. Credeți că eu nu am avut propuneri de felul ăsta să... Mihai, dă-mi atâta și îți spun atâtea procente. Să dă-te mai dracului de aici cu propunerile tale, că n-am nevoie de... Că eu n-am făcut niciodată în viața mea politică de felul ăsta. Să mâncesc cu oamenii. Le-a dat bani, să mănânci sănătoși. Noi... Bun, ne cătăm la sondaj. Care partid este? Poftim? Care partid este? Vreți să răspundeți că această scenară o să vă aducă poate anumite scăderi de vot, pentru că și parte din adepți au plecat la tăiere. Eu cred că dumneavoastră ați citit sondajele și ați văzut că acest partid care spuneți că este, el nu este, el e mort la început. La tema conferinței, separat. Da, nu, răspund. Domnșoară, dați-mi voi... Dați-mi voi să vă răspund. M-ați întrebat, dați-mi voi să răspund. De când există ei? Și care e procentul lor? Figurează ei în sondaj cât au. 0, 0, 0, 0 și o pălărie, nu? Și așa cu gaură. Ce vorbiți dumneavoastră? Care voturi? Să fim serioși. Nu vedeți că acum ei se mănâncă între ei? Și toate astea demonstrează că eu am avut dreptate, că n-am avut niciun motiv să fac atunci acea trădare. Vedeți că se mănâncă între ei. Nu știu cum să împartă mărgelile și lănțișoarele. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, de ce ați adus argumente, de ce PLDM-ul ar avea interes să conduce partidul Ministerului de Interne? Ce are la PLDM-ul? Dar procuratura cui? Dar procuratura cui? Mi-a scris că eu nu știu în Republica asta care și ce are? Parcă am fost împreună la guvernare.
Țineți minte că eu n-am vrut să semnez acordul E2 la 28 decembrie 2010. Vă amintiți? Și am semnat la 30. Vă amintiți? Cine știe? Cine a fost dintre voi atunci? Vă amintiți? Eu, dacă nu știți. Și de ce n-am semnat? Fiindcă atunci era toate organele drept erau în mâna lor. Și am spus că așa nu poate fi. Guvernare împreună, dar răspundere împreună, dar butonul la voi. Și eu știu foarte bine care și are în Republica asta. Ce controlează. Și cunosc cine sunt ei. Eu am fost și eu președinte interimar, am fost și partid la guvernare, dar eu astfel de lucruri n-am făcut. Pentru că nu îmi pot închipui să vorbești de stat de drept democratic, de democrație, de valori, de norme în fața oamenilor și pe din spate să vii cu barda. Dacă revin la rechiziții, spuneați că nu veți răspunde cu acești metri. Însă au fost acțiuni de intimidare și răspunde dumneavoastră. Nu o să întreprindeți nimic în sensul ăsta? O să sesizați organele de drept? Nu, sigur că aici va fi atacat în judecată. Da, vom merge pe cale legală, nu vom merge pe drumul lor mărjar și mundar de a răspunde mâinii pe mâinii în cazul în care vine puterea, zice, Ministerul Peleului. Nu, noi pe calea asta nu avem nimic să mergem. Eu știu un singur lucru, că toți acei care ridică sabie de sabie mor. Și ei de la sine o să moară. Eu am mai avut colegi de ăștia în viața mea politică. Și unde sunt ei? Și așa ăștia. Acum, pur și simplu, au noroc de valul european. Dacă nu era valul european, ei avea să pasească fix ca și Partidul Democrat Agrar. De la 56 de mandate, nu a trecut pragul în 2001. Sau în 98, mai corect. Și ultima întrebare. Oleg Cernea a spus în ultimul recent, și a spus că presa l-a întrebat dacă mai este în Partidul Liberal și a spus că dumneavoastră decideți. Mai rămâne dumneavoastră în partid sau nu? Ce faceți? Cum poți rămâi acolo unde nu ești? Cernei n-a cerere de membru de Partidul Liberal. A figurat ca consilier. Poți fi și deputat, neavând calitate de membru. Trei deputați au fost în legislatură care nu au fost membri. N-a fost și nu va fi. Asta vă răspund. Și nu doar dumnealui din consilierii municipali nu este membru PLE, mai există cel puțin 3 sau 4 consilieri care nu au binevoit, pentru că întotdeauna a existat disponibilitatea, iar dumnealor, din vari motive, au preferat să rămână apolitici, dacă vreți, iar acum a acționat așa cum a dorit dumnealui, dorim succes, dar n-are nicio șansă. Calitatea de membru opției nu să te roage președintele. Da? Dar dacă tu îmbrățișezi politica partidului, programul, statutul partidului, sunt mulți. Posibil și el așteaptă să-i facă timpul invitație. Așteaptă o liguță. Așteaptă. Și eu odată ofer încrederea unor oameni. A doua oară nu. Să fie 4 ani de zile consilier municipal din partea Partidului Liberal. Și să spui că depinde de Ghimpu, va fi el membru sau nu, asta e o mare rușine. Prin ce de până la organizația primară, nu Ghimpu, președintele Ghimpu. Înțelegeți-mi asta? Statutul scrie clar. Nu unde, când și cum. Și nu eu decid. Decide biroul permanent organizației primare. Accept sau nu acceptă cetățeanul cu tare să devină membru al Partidului Liberal. Și nu eu. Dar la noi s-o deprinși așa, știi, la țară. Eu nu sunt țară. Eu sunt președintele partidului. Mulțumim. O zi bună.